Lipițanii de la Herghelia sâmbăta de jos sunt campioni naționali. În weekendul trecut la Herghelia Beclean, sub unitatea Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva, Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Capalinelor a avut loc un concurs de atelaje. Cupa României, etapa 1 a campionatului național de atelaje cu 2 cai. La această competiție s-au prezentat 18 atelaje, dintre care 10 au aparținut Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva. 3 dintre cele 10 aparțin Hergheliei sâmbăta de jos, 2 au fost conduse de Racoții Gheorgo și unul de Cioma Andrei, cu cai din rasa Lipițan, și au ocupat primele 2 locuri din cele 3 ale clasamentului. Evenimentul a fost un prilej deosebit pentru participanți de a cunoaște într-un singur loc 4 dintre cele 13 rase pe care le crește Rom Silva. Locul întâi și câștigătorul Cupei României la categoria atelaje cu 2 cai 2023, Racoții Gheorghe cu atelajul numărul 1 pentru Rom Silva. Festivitatea de premieră este efectuată de domnul Sălistean Claudiu, secretarul general al Federației Investre Române.